Bine v-am găsit! Vă propun trei jocuri de improvizație ce se pot desfășura pe baza unor texte citite de voi. Sunt foarte interesante și sunt convinsă că, dacă le veți juca, veți fi foarte încântați de ele. Gândiți-vă la un text pe care l-ați citit cu toții. Amintiți-vă detalii din text, care sunt personajele, unde are loc acțiunea, ce s-a întâmplat și ce a făcut fiecare personaj. Primul joc este Da și. Stați cu toții în cerc. Va începe unul dintre voi și va continua colegul din dreapta sa. Acest joc presupune ca fiecare să preia ideea pe care o spune colegul său și să adauge un detaliu nou. Spre exemplificare, vă propun să vă amintiți textul Matilda de Roald Dahl. Iată cum s-ar putea derula jocul. Matilda era o fetiță foarte deșteaptă. Da, era deșteaptă și citea foarte mult. Da, citea foarte mult și mergea singură la bibliotecă. Da, mergea singură la bibliotecă și stătea ore întregi acolo. Continuați jocul până când toți colegii au răspuns. Fiți atenți la ce spun colegii voștri pentru a nu repeta ideile. Al doilea joc este Da, pentru că. Pentru acest joc puteți să vă așezați cu toții în cerc. Unul dintre voi va fi conducătorul jocului și va sta în mijlocul cercului. El va trece pe la câte un coleg din cerc și va face câte o afirmație legată de un text citit de voi. Fiecare va spune da, pentru că și va adăuga o explicație. Gândiți-vă la textul Fram, ursul polar de Cezar Petrescu. Iată cum s-ar putea derula jocul. Lui Fram îi era dor de ținuturile polare. Da, pentru că el se născuse acolo. Fram știa să facă jonglerii la circ. Da, pentru că fusese învățat să le facă. Numele ursului polar de la circ era Fram. Da, pentru că primise acest nume de la capitanul Lars. Continuați jocul până când conducătorul jocului a ajuns în fața fiecărui coleg, iar fiecare dintre voi a formulat o explicație. Ar fi indicat ca afirmațiile conducătorului de joc să nu se repete. Pentru ca totul să decurgă rapid, el își poate nota enunțurile pe o foaie înainte de începerea jocului. Al treilea joc este Lanțul enunțurilor. Stați cu toții în cerc. Jocul va fi început de către unul dintre voi și va fi continuat mereu de către colegul din dreapta. Gândiți-vă la un text cunoscut de toți. Puteți scrie pe tablă o listă cu detalii din text. Elevul care începe jocul formulează un enunț în legătură cu textul ales. Colegul din dreapta sa va formula un enunț nou, care va începe cu ultimul cuvânt rostit de colegul din stânga. Să ne gândim, spre exemplu, la textul Fata Babei și Fata Moșneagului de Ion Creangă. Iată cum s-ar putea derula jocul. Fata Babei era răutăcioasă. Răutăcioasă fiind, ea nu a avut grijă de păr. Părul nu i-a dat pere coapte. Coapte erau și plăcintele pe care nu i le-a oferit cuptorul. Cuptorul a răsplătit-o însă pe fata moșneagului. Continuați până când toți cei din cerc au spus un enunț. Puteți să inventați chiar voi jocuri în care să folosiți informațiile din textele citite. Succes! Pe data viitoare!